Întârzierile care se înregistrează la eliberarea cărților de identitate, atât la nivel local cât și național. Sunt cauzate de schimbarea furnizorului care produce materialul plastic pentru tipărirea acestora, noile echipamente nefiind compatibile cu dispozitivele existente. Persoanele care au depus documentația pentru preschimbarea cărților de identitate sunt rugate să aștepte eliberarea acestora până la sfârșitul lunii martie. Actele de identitate care au expirat în perioada stării de alertă sau urgență își mențin valabilitatea 90 de zile de la ieșirea din starea respectivă.